Că exista acea zeciuială, 10% din tot ce încasau trebuiau să, din fonduri trebuia să ajungă la părinte și afacere cu lumânări, iar cea care dorea să îi țină partea domnului Pomohaci, dacă era vorba aia, dacă tăceai filozof românei, a scăpat porumbelul, vorba lui Horațiu, și a spus că veneau copii de la casa de copii acolo. În ce scop și de ce trebuiau să ajungă acei copii, de ce trebuiau să fie puși la muncă niște copii care deja erau instituționalizați, ce căutau ei bătătura lui Pomohaci, iarăși trebuie aflat. Cristi, da. Presupun că tu ai trăit toate lucrurile astea, nu sunt atât de nu ești atât de surprins precum suntem și noi. A confirmat povestea ta că intrați seara și ieșeați dimineața din... Da, 100% din, a confirmat ceea ce știam. A dat mai mult, a dat câteva nume pe care tu nu le-ai pomenit aici și te-aș întreba acum dacă sunt reale. Da, Alin, sunt reale. Nu mai știu ce am mai auzit. Cunosc pe toți, da. Îi cunoști pe toți, sunt în perioada în care tu ai stat acolo. Da, bineînțeles, da. Și vorba lui Sorin, se pare că se deschide o altă pistă, cel puțin la fel de gravă, aceasta cu vrăjile făcute de... posibile vrăji făcute de părintele Pomohaci, pentru că doamna spunea că în momentul în care făcea curat, găsea pene de probabil de găină sau de alte păsări pe acolo. Tu ai auzit așa, n-am pe sub covor? Auzit, pentru că eu nu mă ocupam cu așa ceva, cu curățenia sau... Eu am fost, am rămas șocat. Dar despre posibile slujbe de exorcizare știai? Cum să nu? Eram acolo, în biserică. Uh-huh. Noi băieții țineam fetele care se transformau când intrau în biserică. Am înțeles. Deci era ceva. Deci voi practic la 13 ani erați obligați să vedeți niște lucruri ce nu se pot vedea nici matur fiind. Da, adică trebuie ceva. Să vrei. Am văzut pe net niște, da, ceva, niște exemplificări, da, și manifestări de genul ăsta absolut mi-a oribile. Mi-a trebuit foarte mulți ani ca să trec peste asta. Nu reușeam să mai dorm nici noaptea din cauza asta. Deci veneau, vezi, doamne, oameni posedați, posedați de dracu, da. Și vă obligau pe voi copii să-i țineți. Exact. Atât se ține cineva. Da, chiar se practică treaba asta. Eram 4-5 băieți pe o fată, o fată normală. Nu reușeam să o ținem. Nu reușeam. Deci ea chiar era posedată, cum ar veni. Sau... ascultat. Nu, eu știam că nu prea există. Da, ei săracii fiind, de fapt, cu afecțiuni, presupun. Eu nu cred, nici în ziua de azi nu cred în așa ceva, dar... Dar am un fost pe locul de fapt. Dravă la cap nu prea crede în asta, da. Da, afacerile cu lumânări și restul afacerilor au fost discutate pe larg și în sezonul trecut. Au fost o mulțime de oameni care au confirmat treaba asta. Da, dar era chestia cu salariile, cu așa cu salariile, adică, nu, cu... asta că te duci la biserică, nu știu, da, să-ți vină să-ți ia din salariu o parte, că da. Scrie da. Undeva. Și foarte important, această prezență a copiilor de la o casă de copii, pe care nu o înțeleg. Adică dacă mereau să se roage, să aprindă o lumânare, ok, dar ei erau deja instituționalizați, stăteau, bine mersi, nu se poate spune, dar aveau locul lor în casa de copii, ce căutau în casa lui Pomohaci. Cred că dacă țineați pariul, pierdeați. Informații noi și extrem de interesante. Acestea sunt informații noi și extrem de asta cu exorcizările și cu casa de copii, nu știam. Să vă spun dacă știa, cauză, e posibil ca să știți mai multe cauză, vorbind cu el. Na. Să vă spun din ce cauză îi doresc domnului Bota la foarte mulți martori tot așa. Vă rog. De ce? Eu am auzit acum că, de fapt, la Moșuni mergeau oameni cu adevărat demonizați. E adevărat? Așa? Le spunea preotul. Care așa le spunea și credeam și noi în momentul da. De față. Asta nu se îi poate confirma. Pe oamenii aceia? Dar ce legătură au, da, are faptul dacă îi cunoștea? El avea 13 ani, putea să creadă și că... Ceea ce pot să spun că am rămas marcat. Pe care le discutăm? Dar cum să cunoască oamenii aceia? Cum ce relevanțare, dacă asta s-a pus în discuție? Păi asta s-a pus. Dar el la 13 ani putea să creadă că a venit și Greuceanu și cu... Da, da. Cum?